tuturor, eu sunt Iulia Andrei, iar alături de mine o am pe draga mea prietenă și una dintre make-up artiștii mei preferați, nimeni alta decât Anita Covaci. Iar astăzi ne-am gândit să venim în ajutorul vostru cu o propunere pentru Valentine's Day despre care vreau să ne spună câte ceva Anita. M-am gândit pentru Valentine's Day fiind o sărbătoare romantică, să alegem un machiaj la fel de romantic, un machiaj clasic, smokey eyes, într-o variantă mai lucioasă, mai glamour, eventual asemănătoare cu machiajele purtate de Jennifer Lopez, un machiaj care zic eu că Iuliei stă extrem de bine. Am ales să pun accentul pe ochi, iar restul feței să las cât mai natural, buzele le-am ales să fie nude, obrajii să fie bronzați, da, și culori închise, nu știu ce să mai zic. Bun, exact cum ne place. Vă invităm să fiți alături de noi în următoarele momente, să vedeți fiecare pas pe care Anita l-a parcurs pentru a realiza acest look fenomenal. Așadar, să începem, zic, nu? Să începem. După ritualul de curățare și hidratare a tenului, trecem la aplicarea primerului, iar apoi a fondului de ten și al concealerului. Ajungem și la machiajul ochilor, unde pentru început Anita va aplica o nuanță nude de bază, urmată de un fard cremos și negru. Și trecem la următorul pas. Exterior al pluapei, cât și pe pliu, am optat pentru o nuanță de maro. Estompăm din nou. Iată că suntem aproape gata cu pleapa superioară, mai trebuie să aplicăm doar puțină strălucire. We'll be right back.
machiajul pleoa pe inferioare, optăm pentru un creion dermatograf negru aplicat și în interiorul acesteia. Urmează să accentuăm pomeții prin aplicarea unui blush roze. Și desigur, pentru un look glam, să nu uităm de iluminatorul pudră. Iar pentru buze, așa cum am spus și la început, vom alege o nuanță nude. Așadar, creionăm conturul buzelor și aplicăm rujul nude. Aplicăm un strat de rimel pe genele inferioare și suntem gata!